Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Zbanc și azi m-am decis să jucăm un nou joc pe care l-am îndrăgit foarte multă vreme. Dacă mai țineți minte jocul cu Mafia, ei bine, astăzi ne jucăm Mafia 3. În principiu seamănă foarte mult cu GTA 5, adică cumva și aici fur mașini, te bați cu lumea pe stradă, doar că aici întâlnești mașini de epocă și faci foarte multe misiuni de-astea de gangsteri, ca să zic așa. Din ce am văzut, jocul are o poveste foarte interesantă și am zis că nu trebuie să ratăm, dacă tot m-am jucat Mafia 1 și 2, care mi-a plăcut extrem de mult, am zis să jucăm și Mafia 3, poate îl și terminăm cu această ocazie. Da, îmi place ideea, după ce i-am dezbrăcat pe băieți, le-am luat cheile, acum le luăm și mașina și vom merge să spargem o bancă. Dar nu pe aici, nu pot să ies pe aici. Uite o ușă, ieșim pe ușă. Bun. Bine, sper să și meargă, să nu luăm o mașină stricată. Din păcate a trebuit să tăiem câteva secvențe aici la plimbarea cu mașina din cauza radioului pe care era pe mașină. YouTube nu ne permite să punem cu drepturi de autor și melodiile din radiouri sunt cu drept de autor, așa că a trebuit să vă tai aceste secvențe. Ne oprește milițianul. Ia să vedem ce vrea. Hai să-i dăm documentația, să vedem. Ia vezi, eu sunt? Hai că eu sunt. Nu e alb-negru, e color poza. Hai că sunt frumos, sunt frumos. Hai să mergem mai departe. Deci asta e o nebunie totală. Oamenii, după ce au furat hainele, s-au deghizat. Acum am ajuns la bancă. Oamenii vor să spargă un seif acolo și să fure toți banii. Uite ce zice, că vrea să-și pună mâinile pe toți banii. Asta e o nebunie totală, îți dai seama câți polițiști sunt acolo, nu știu cum o să facem noi față, dar o să vedem dacă ne descurcăm. Iată că am și intrat și ne indică că trebuie să cărăm acești saci de bani. Bineînțeles, cred că e plin cu pietre pe acolo, nici de cum nu sunt bani. Dacă erau bani, nu mai spărgeam noi o bancă, ci fugeam direct cu mașina. Dar, în fine, ce-o fi acolo, vom vedea. Nu am nicio armă, stai liniștit, sunt încă în antrenament. Am doar o înghiere la mine, dacă e în caz de ceva, dar în rest nu, n-am arme pe mine, n-am trancane, n-am pistoale, n-am nimic. Sunt curat ca lacrime. Stai liniștit, că dacă e ceva, intervin cu pumnii. Vă bat cu mâinile goale, nu-i problemă. N-am nevoie de arme. În mod normal, acești bani pe care îi cărăm sunt pentru ardere. Știi tu, când îi pui pe foc și te încălzești acolo la picioare, știi, le dai foc la bani. Cam pentru asta sunt acești bani pe care îi cărăm, dar noi am venit să-i furăm, nici de cum să îi ardem. Așa că mergem să ducem bani ca să luăm mai mulți bani. Sesam, deschide-te! Aie! Vai, am ajuns în camera cu aur. Hai, mamă, cât aur e acolo în față și ăsta dă cu mătura pe aici, auzi la el. Dacă doriți să continuăm această serie, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Și de ce nu să ne lăsați un comentariu referitor dacă vă place acest videoclip și dacă vreți să continuăm cu el. Și dacă vă place, bineînțeles că noi vom face mai multe videoclipuri, poate chiar terminăm jocul. Asta cu condiția și vouă să vă placă jocul. Eu încă nu-mi dau seama de ce trebuie să ardem acești bani. Oare chiar la băncile noastre se întâmplă așa ceva? Nu cred. Sau au existat vreodată?
Cine știe? A, uite că trebuie să-l omorâm pe ăsta. Vai, nu mă gândeam că o să-l dea cu capul de asta, sincer. Da, tare, oricum. Uite, putem să-l luăm în cărcă pe ăsta. E, hai să-l pitim aici, băgăm în colț. Să nu-l vadă nimeni. Aha, pe X... Pe X ne furișăm. Aha, și pe control facem cover. Ia să vedem. A, uite că pot să-i dau Q. Nabele. Hai că am făcut o lată, m-a văzut ăla. Și eu n-am nici armă, n-am nimic. Uite pistolul acolo, da. S-a apropiat ăsta de mine acum. Hai să încerc să-l iau, ce să fac altceva. E, și ăsta a apărut în cel mai nepotrivit moment. Și ce fac, cum dau, cum? Aha, aha, pe Q, pe Q. Bun, ia la tata. Mamă, ce dos de palmă i-a dat. Aha, deci pe Q putem să ne batem cu ei. Vai, deschidem seiful. E acel moment, e acel moment când deschidem seiful. Vai. De colegul nostru are combinația, nu știu de unde o are, dar o are. Și e acel moment când să fiu al naibii. Da, frate, am deschis seiful. Ce tare. Ia să vedem ce e acolo. Oh. Ohoho, Văruțu, ia uite ce e aici, foarte frumos. Da. E, așa da. Deci nu cred, Bobiță, că ai făcut așa ceva. Fai, mam. Camera aia avea de fapt alt senzor și de aceea a pornit alarma. Ce rău, ce rău. Mamă, ce mi-a dat ăsta. Dar ce se întâmplă? Nu trage pe-n gratile alea sau care-i treaba? Hai să încerc să avansez cumva. Am a cover, aoleu. Am încurcat butoanele. N-am mai nimerit. N-am mai fost nană să nimeresc cover-ul. A, ia uitar și pe ăsta. Hai că-ți dă tata de nu te vezi. Ia decole. Ai. Ce faci mai aici? Nu poți să deschizi. Lasă-mă, dă-te așa că pot eu dacă tu nu poți. Lasă că o deschid eu, mă, nan. Aha. Deci trebuie să mișcăm de mouse să fie cât mai verde chestia aia sus acolo. Și aha. Și ar trebui să apăsăm click, da. Și acum pe E când e verde. Gata, tata, am reușit. Asta era. Ohoho, ce am găsit să fie al meu. Uite cum îmi place mie așa. Și o viață aici. Perfect. Gata, nu mai e nimic aici, doar viață și armă. Mă gândeam că mai găsesc ceva. Am mai intrat și eu odată aici să simt mirosul banilor. Ia uite ce frumos. Uite cât de frumos e aici. Sammy had men all over the place. One of them worked at a cleaner's. Da, se pare că Georgie Marcano and Lincoln Clay. Ni se spune despre Jaff, detalii din Jaff. Another one was a janitor at the Federal Reserve and he provided a rough layout. The robbery of the Federal Reserve was timed perfectly. Da, povestește că acest Jaff a fost unul perfect. Și noi făceam parte din mafia atunci pe vremea aceea. Și acum ne povestește ce s-a întâmplat cu o săptămână înainte
să se întâmple jaful. Se pare că tocmai ce ajunsesem din război, fusesem soldat sau ceva. That's right. Opa, cine e asta? A, spune că și el a fost în marină, în Pacific mai exact. Doar pentru că ești acasă, nu înseamnă că ești acasă. Adică știe el ceva. Adică dacă s-a întors, gen să nu facă prostii sau ceva. Never will. Keep your ass out of trouble. Mm-hmm. Stai departe de probleme. Ce zâmbești. Opa, cine e asta? Mamă, sper că berea aia e rece, că de când o aștept. Din armată tot o aștept. Excuse me, sir, I'm looking for my stepbrother. Au fi bere? Sau ceva mai tare acolo? A, ăsta e frate meu, mă. Bine, e frate vitreg, dar nu contează. Uite, știu cât e ăsta pe lângă mine. Se vede că am făcut armata. Se pare că acum vom merge acasă, pentru că am lipsit foarte multă vreme în armată și va trebui să-mi revăd familia. Așa că noi vom merge acolo și dacă vreți să continuăm această serie, nu uitați să dați un like și un subscribe. Eu am fost Bang și ne revedem data viitoare.